Plantele alergenice și înțepăturile unor insecte pot provoca reacții alergice grave. În acest sens, tot mai multe persoane solicită ajutorul medicilor prezentând simptome de alergie severă, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. De la începutul sezonului estival, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit pentru 118 persoane, dintre care 112 maturi și 6 copii care au suferit reacții alergice grave. Potrivit specialiștilor, după acordarea asistenței medicale de urgență la etapa de prespital, 102 pacienți, inclusiv 6 copii, au fost transportați la instituțiile medicale din țară. Instituția menționează faptul că în aceeași perioadă anului trecut au fost înregistrate 89 de cazuri de alergii severe, 85 la maturi și 4 la copii, dintre care 80 de pacienți, inclusiv 4 copii, au fost transportați la spital. În perioada iunie-august a acestui an, din numărul total de cazuri de alergii severe, 74 au fost cauzate de înțepăturile de albină sau viespe, comparativ cu 53 de cazuri raportate în aceeași perioadă anului trecut. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească atenționează cetățenii asupra riscului major pentru sănătate pe care îl prezintă înțepăturile de insecte, albini, viespi, în special pentru persoanele alergice, copii și vârstnici. În situații critice, când viața unei persoane este în pericol, solicitați imediat ajutor la serviciul 112.